Salutare! Am ieșit puțin cu detectorul la pădure. Aici se amenajează, se face ceva. Se lucrează. Am văzut o căsuță de păsări. Tadam, ce faine! Ce faine! Și aici îl avem pe groparul. Vă salut, oameni A buni. venit să lucreze puțin pământul. E cineva acasă? A venit să Sper lucreze să găsim pământul. ceva interesant azi, foarte interesant. Vedem, ne apucăm în 5 minute de detectat și revenim probabil cu ceva frumos. Salutare, revenim cu primul semnal. Ia să vedem ce este aici. Nu mă uite că dacă cât de adânc e, eu nu cred că era prea adânc. Strâmuliță. Foarte faină. Ia, mai avem strâmulițe măcar? S-au consumat și strâmulițele. Ți-am spus eu că tot la muncă facem treabă. De-aia mă duc la servici. Păi deocamdată de-aia nu m-am lăsat nicio de servici. Revenim la următorul semnal, oameni buni. Am mai găsit o sârmă, începe de aici. Uitați ușor, că încolo. Pădurea e frumușică, e drăguță, dar semnale foarte slăbuțe. N-a fost activitate aici, sau chiar a fost azi activitate aici. S-a săpat concurența, ți-am spus că... Hai, la deal, a găsit de capacul ăsta, altcineva. A săpat după ăsta. Deci noi chiar mergem pe urmele altora, suntem foarte buni căutători. Vă recomandăm, dacă vedeți găuri, să mergeți în altă parte. Noi am tot văzut, dar mergem tot acolo. Noi insistăm. Dar o să prindem și noi experiență ușor, ușor. Deocamdată dăm pe aici, vedem ce mai fi. Ne-au mâncat pe engine din nou, data trecută țânțarii. Și chiar acum merge pe mine ceva, scuze. Băi, ești nebun pe engine, puși-mă de aici. Acum îmi plamie pe engine. Revenim la următorul semnal. A săpat băiatul aici, o găurică frumoasă, și a revea bunicului o dace și lipsea discul ăsta de frână. Și o să fie foarte bucuros bunicul că îi duce disc de frână. Da, și acum mai săpăm, bine, cred că sapă singur, că acolo nu a sunat nimica, dar zic că mai sapă și la noroc. Propare sap la noroc. Nu ai spus că e ceva aici? E, mai minți omul, știi cum e, mai păcălești. La noroc, revenim, lăsați-l să sape, revenim. Vedeți că aici, copacul invizibil, e în sus mare, mare, și aici baza lipsă. A făcut o pauză, o pauză tehnică, să nu consumați alcool, că nu face bine sănătății. Tună, spre Călimănești, dar nu cred că ne ajută Dumnezeu cu o ploicică, să mai răcorească puțin. Revenim când găsim ceva. Am găsit o groapă de alt căutător și am dat, uitați-vă ce înseamnă, aici e groapa la cine am mai căutat, aici am săpat noi și, surpriză, un tub. Foarte mișto tubulețul. Scrie ceva și pe spate, da? Trebuie curățat întâi. Foarte mișto. Da, și am dat exact aici. Și aici cineva a căutat. Ce înseamnă, uitați-vă și voi. La 40 de centimetri unul de altul. Revenim la următoarea descoperire. Spune. Cel puțin, cine o să vină după noi, la câta gaură de mare am făcut, o să zic că am găsit ceva extraordinar, dar noi am găsit, de fapt, ce să zic, asta da. Dar măcar cine o să vină după noi o să zică, wow, cred că am găsit ceva superb. Așteptăm, uite ca cârtii se le face. Bine să crezi, sunt dezamăgit puțin. Săpară-mi. Mă așteptam să fie ceva frumos. Data viitoare. Am săpat, am căutat. Cred că până coborâm jos găsim o bicicletă. Am găsit discul de frână deja.
Acum am găsit și pinionul, dacă o la bicicletă, probabil că mai am un caz sigur, mai am un caz sigur. Revenim când găsim coarnele. Ceau. Îți iau toată bicicleta până în vale. Să nu găsim, să nu găsim biciclistul. Ne auzim când găsim diferența. Oameni buni, asta a fost și pe ziua de azi. V-am pupat. Ne vedem în viitor. Am rămas tot cu asta, încă n-am găsit bicicleta. Ăstea, cartușul ăla, ăla e foarte fain. Am stat vreo 2 ore, probabil, nu știu, că nu ne uităm la ceas de obicei, când avem treabă. Mergem la mașină. Vă pupăm, o seară frumoasă aveți. Ne vedem data viitoare.